bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Vaccinul nouovalent, cel mai complex împotriva infecției HPV care declanșează cancerul de col uterin, disponibil și în România. Caracteristicile speciale ale implantului dentar și situațiile în care se impune aplicarea procedurii de sinus lift. În rubrica La dentist cu dr. Leahu. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. În România mor anual aproximativ 1800 de femei din cauza cancerului de col uterin, iar alte 5000 sunt diagnosticate cu această cumplită afecțiune. Oamenii de știință au pus la punct cel mai avansat instrument de prevenție împotriva bolilor provocate de infecția cu HPV. Este vorba de vaccinul nouovalent, considerat la ora actuală drept cel mai complex împotriva infecției cu human papillomavirus. Potrivit medicilor, administrarea acestui vaccin previne o infecție corelată cu până la 100% cu acest cancer de col uterin. De luna aceasta, vaccinul este disponibil contra cost în farmaciile din țara noastră. Cu detalii, profesor dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Infecția cu virusurile papiloma se datorează unei multitudini de tipuri virale, însă doar unele dintre ele sunt legate de producerea unor leziuni care duc la apariția cancerului de col uterin și de asemenea la alte localizări anale, vulvare, chiar orofaringiene. Și acest lucru a fost stabilit foarte clar. În ultimii ani s-a ajuns chiar la o identificare a cancerului de col uterin cu infecția cu virus HPV. Practic toate cazurile de infecție cu virus HPV oncogen se asociază cu apariția cancerului de col uterin dacă discutăm de o infecție persistentă. Este adevărat că marea majoritate a infecțiilor cu virus HPV se vindecă, însă o serie întreagă de persoane rămân cu o infecție cronică care degenerează și în România înregistrăm în fiecare an 5.000 de cazuri noi de cancer de col uterin la femei, bineînțeles, soldate cu aproape 2.000 de decese. Sunt decese prevenibile prin vaccinare cu o condiție, să facem vaccinarea în cadrul unei campanii naționale, vaccinul să fie cunoscut și acceptat după ce este cunoscut atât de către medici, cât și de către părinții acestor fete. Mai mult, vaccinul este recomandat și băieților cu aceeași vârstă, între 11 și 14 ani, cât se consideră că acești copii se află înaintea debutului vieții sexuale, care este, momentul în care infectarea devine comună. Nu putem să facem în alt fel decât să prevenim prin vaccinare o boală care face ravagii în România, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană și dacă avem această oportunitate, ar fi bine să o folosim. Atât la nivel personal, dacă decidem că vrem să ne protejăm copilul, dar și la nivelul unor program de sănătate, dacă decidem că există interes pentru a controla o problemă de sănătate publică, cum este cancerul de col uterin. Este adevărat, la persoanele adulte, la femei trebuie efectuat screening-ul pentru detecția leziunilor precanceroase și nu trebuie să lucrăm doar cu una dintre componente, este bine ca aceste componente să fie asociate. Pe de o parte, detecția precoce permite tratamentul eficient al cancerului sau a leziunilor precanceroase. Pe de altă parte, vaccinarea previne infecția care în mod evident nu va mai duce la apariția acestor leziuni, dar bineînțeles peste un număr de ani când practic aceste fete se vor maturiza. Probabil că este vorba despre o imunitate oferită pe viață. Vaccinul se folosește deja de 10 ani și în România a fost o încercare de introducere a vaccinului în anul 2008. Iar țările care au deja experiența de 10 ani de utilizarea vaccinului au înregistrat o scădere marcată cu circa 80% a leziunilor precanceroase avansate
produse de virusurile papiloma. Mai mult, cred că rezultatul este și mai, va fi și mai concludent, pentru că în urmă cu 10 ani se utilizau vaccinuri care protejau doar împotriva două dintre tulpinile oncogene. Acum acest nou produs conține 9 tulpini, dintre care 7 oncogene. Aceste 7 tulpini oncogene acoperă 90 sau peste 90% din totalul tulpinilor, care pot să provoace leziuni de tip canceros la femei. Deci este foarte probabil că această reducere să fie și mai consistentă în următorii ani, iar până în momentul de față, imunitatea se păstrează după vaccin, ceea ce nu este cazul infecției. Imunitatea care apare după infecție, din păcate, e de slabă calitate și nu este durabilă. Reinfecția este posibilă în cazul acestor virusuri, dar nu este înregistrată atunci când utilizăm vaccin. Vaccinul oferă de data aceasta o imunitate mai puternică, mai durabilă împotriva infecției cu virusurile papilomă. Eu cred că trebuie întâi implementat un program de informare a publicului și de instruire a profesioniștilor din sănătate. Mă refer la, în primul rând, la medicii de familie care sunt medicii vaccinatori, încât ei, la rândul lor, să poată să ofere informații complete părinților. Încrederea în acest vaccin trebuie clădită, tocmai datorită episodului mai puțin fericit înregistrat în anul 2008, când, într-un mod, nu știu, mi-e greu să-l caracterizez, dar în orice caz nu era legat de vreo anumită responsabilitate. Acest vaccin a fost introdus fără niciun fel de campanie de informare și vă rog să mă credeți că nici măcar medicii nu au fost informați, cu atât mai puțin părinții, și lucrul ăsta e esențial atunci când introduci un nou vaccin, înainte să pregătești populația să știe că vaccinul este sigur, este un lucru la care toată lumea cred că este sensibilă. Și în al doilea rând, ce întrebați dumneavoastră mai devreme, că este eficient, adică după ce îl administrăm, obținem o imunitate față de infecție, iar această imunitate este și durabilă. Aceste caracteristici pe care le întrunește nouul vaccin împotriva infecției cu HPV trebuie foarte bine prezentate și sigur că părinții care optează pentru vaccinare ar trebui să aibă o soluție încât ei să primească gratuit acest vaccin. Sigur că există mai multe metode prin care se poate face lucrul ăsta, printr-un program național, prin compensare, există mai multe metode, dar oricum ar fi, noi, având în vedere situația în care se găsește țara noastră, cred că ar trebui să ne gândim foarte serios să demarăm un program. Dar, repet, dacă este bine pregătit, atunci cu siguranță vom avea și succes. Nu am informații legate de preț, dar nu cred că este un vaccin foarte ieftin. Se administrează două doze de vaccin la interval de 6 luni. E foarte important respectarea acestui interval de 6 luni de zile, pentru că dacă se administrează mai repede de 6 luni doza a doua, atunci sunt necesare 3 doze. Deci imunitatea perfectă, dacă vreți, e dată de două doze administrate la acest interval de 6 luni și, din câte știu eu, vaccinul va fi disponibil în farmacii începând din luna aprilie. Eu cred că încrederea trebuie construită sau reconstruită, cum vă spuneam. Cel mai bun argument cred că este legat de faptul că și în România există zeci de mii de fete care au făcut acest vaccin. Mai mult, nu mă refer la varianta, la ultima variantă asta cu 9 tulpini, la varianta anterioară cu 4 tulpini. Vreau să vă spun că nu a apărut niciun fel de reacție adversă majoră, nu au fost cazuri care să se pună problema afectării fertilității vreun fel. Deci lucruri care s-au vehiculat în discuții pe forumuri sociale sau mass media, mai mult la nivel global sunt zeci de milioane de fete sau femei, pentru că și la femeile adulte se poate recomanda acest vaccin. Sigur, nu este la fel de eficient, dar oricum oferă protecție cu siguranță mai bună decât dacă nu-l administrăm. Beneficiem de implant dentar, cea mai eficientă soluție de redare a funcționalității denturii la ora actuală. Dar ar fi bine să știm și care sunt caracteristicile acestei soluții, pentru a ști să-l păstrăm cât mai mult timp.
Sinus lift, procedura de refacere a volumului osos pentru asigurarea unor condiții optime de aplicare a implantului dentar. Caracteristicile speciale ale implantului dentar și situațiile în care se impune aplicarea procedurii de sinus lift. În rubrica La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Un implant dentar rămâne cea mai bună soluție de restaurare dentară atunci când ai pierdut un dinte și îți dorești un zâmbet complet funcțional. Întrucât este realizat din titan, material biocompatibil, implantul dentar se contopește cu osul, proces denumit în termeni medicali osteointegrare. Acest lucru face ca implantul să nu se miște și să nu afecteze dinții vecini, spre deosebire de punțile dentare. Deși nu este o procedură complicată și dureroasă, vorbim totuși despre o intervenție de chirurgie dentară, așadar există anumite etape care trebuie îndeplinite. În primul rând, pentru a putea evalua situația, medicul specializat în implanturi dentare va realiza o examinare riguroasă, ce presupune o radiografie dentară, va inspecta cu atenție cavitatea orală și va propune un set de analize de sânge. Planul de tratament este personalizat și ia în considerare numărul de dinți ce trebuie înlocuiți, cum și starea în care se află osul nativ. Acest proces de planificare poate să necesite implicarea mai multor specialiști, cum ar fi specialistul în chirurgie dentară sau medicul parodontolog. Dacă există un caz care este dentat, adică nu avem niciun dinte în gură și pacientul are proteze, beneficii automat este o calitate de viață mult mai superioară. Dacă e vorba de 1, 2 sau 3, o dentație mai mică, adică beneficiam că nu mai deranjam în ghilimele dinții vecine, adică nu mai pilim, nu mai șlefuim. Cu un tratament special înainte să începem, putem să facem implanturi. Pacienți cu boli parodontale trebuie să facă o consultație înainte la un parodontolog și împreună cu el o să stabilim planul de tratament. Pentru a controla durerea în timpul intervenției, pentru implantul dentar se face anestezie, care poate fi locală, prin sedare sau anestezie generală. Împreună cu medicul specialist se va alege tipul anesteziei, iar echipa medicală va oferi indicațiile care trebuie respectate. Intervenția de implant dentar nu doare deloc. Durerea asta care se prind mulți pacienți fiind în alta parte, este doar un mit, nu există. Când este făcut așa cum trebuie, implantul nu doare. În primul rând că în momentul intervenției au anestezie locală și dacă cumva respectă rețeta care o dăm post-operator, nu au deci să fie îngrijorați. Este necesar să urmezi cu mare atenție indicațiile medicului specialist în implanturi dentare și tratamentul pe care acesta l-a prescris. Vei putea consuma doar alimente moi la temperatura camerei după minim 4 ore de la intervenție. Consumul lactatelor, al băuturilor alcoolice și al celor acidulate trebuie evitat. În cazul în care ești fumător, este recomandat să nu fumezi timp de 48 de ore. Întrebarea tuturor este dacă după aceea trebuie să acordăm o atenție specială implanturilor. Specială nu. Diferită puțin, da. Și diferită vorbesc doar la frecvență. Adică trebuie să avem un pic mai multă grijă decât la dinții noștri naturali. Asta nu înseamnă că e ceva greu. Necesită un pic mai mult timp. Vorbim de câteva minute diferență. La periaj, adică și la vizite tot la noi ca să observăm că totul este ok. Implanturile dentare nu pot fi inserate direct în sinus și de aceea unii pacienți pot fi supuși unei proceduri de chirurgie dentară care vizează refacerea volumului osos în această regiune. Ridicarea membranei sinusale se face atunci când înălțimea osului nu permite inserarea unui implant dentar mai lung pentru ancorare mai bună. Sinusurile maxilare sunt cavități anatomice număr de două, pe dreapta și pe stânga, prezente la fiecare om. Prin evoluție le au tendința să crească în dimensiuni și chiar atunci când își pierdem un dinte, la fel se pneumatizează și mai mult și își crește dimensiunile din contul oferte osoase, din contul înălțimii osoase. Ca să punem niște dinți fixi pe implanturi în zonele laterale maxilare, ne trebuie să îndeplinim anumite condiții. Condiția de bază e ca pe toată lungimea implantului și pe lățime să fie os.
Atunci când pierdem dinți de cauză carioasă sau de cauza bolii parodontale, tendința normală a osului este să se reducă în dimensiuni, atât pe înălțime cât și pe lățime. În concomitent și sinusul maxilar începe să crească în acea direcție unde a fost un dinte înainte. Deci se reduce înălțimea osoasă. E ca să avem înălțime și osoasă suficientă și să fie implantul ancorat în totalitate în os, trebuie să creștem oferta osoasă, adică acel sinus maxilar este pe interior tapetat de o membrană, trebuie să o ridicăm și în spațiul ăsta nou creat, deasupra viitorului implant, să aducem grefă osoasă, care se lasă să se matureze, să se integreze și ulterior să venim și cu implantul. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Vremea excesiv de călduroasă din această perioadă provoacă mai multe insomnii, arată ultimul studiu științific pe această temă. Compușii din bere ar putea ajuta în tratarea sindromului metabolic. Anemia este a doua boală din lume ca incidență, după caria dentară. Toate acestea în rubrica Noutăți, Recomandări, Curiozități. Un studiu recent evidențiază faptul că temperaturile ridicate din timpul nopții asociate cu schimbarea climei afectează calitatea somnului a milioane de oameni. Potrivit site-ului doc.ro, care citează publicația Science Advances, americanii au raportat dublarea nopților cu somn insuficient odată cu creșterea temperaturilor din timpul nopții. Aceste date se referă la Statele Unite, una dintre cele mai bogate țări din lume și o zonă cu temperaturi relativ temperate. Dacă am beneficiat de date din India sau Brazilia, ne-am așteptat ca efectele să fie și mai mari în aceste țări, a precizat autorul studiului, bursier postdoctoral în cadrul Universității Harvard. Oamenii vor întâmpina și mai multe dificultăți legate de somn în următorii ani din cauza schimbărilor climatice și pentru a-și susține afirmația vine cu graficul climatic privind temperaturile din 2050 și 2099. Cei mai afectați sunt oamenii cu venituri mici și vârstnici. Se știe că proasta calitate a somnului are un impact major și asupra calității vieții și capacității de muncă. Pentru a dormi bine, organismul preferă temperaturile mai scăzute, în special în cazul persoanelor care suferă de tulburări de somn. Prin urmare, cea mai bună soluție pentru a evita neplăcerile insomniei este asigurarea unei temperaturi potrivite pe timpul nopții. Berea nu se situează pe vreun loc fruntaș pe lista băuturilor sănătoase. Rezultatele unui studiu recent demonstrează însă că anumiți compuși din bere ar putea avea efecte benefice importante asupra sănătății persoanelor cu sindrom metabolic. Printre dezechilibrele metabolice se numără hipertensiunea arterială, obezitatea abdominală, valorile mari ale trigliceridelor serice, nivelul scăzut al colesterolului bun și o glicemie mare. Sindromul metabolic este o afecțiune prin care o persoană are cel puțin două dintre aceste dezechilibre. Acestea stau la originea unor afecțiuni cum ar fi diabetul, cardiopatia ischemică și accidentul vascular cerebral. Dar alte studii au demonstrat că persoanele cu sindrom metabolic au un risc și mai mare de tulburări cognitive. Potrivit site-ului doc.ro, care citează datele publicate în jurnalul Scientific Reports, oamenii de știință au constatat că un flavonoid care se găsește în hamei, un ingredient esențial din bere și doi derivați hidrogenați ai acestui compus ar putea ajuta la îmbunătățirea rezistenței la insulină în cazul persoanelor cu sindrom metabolic și totodată ar putea schimba direcția deteriorărilor legate de memorie și de învățare, care sunt induse de această afecțiune.
Știați că anemia este a doua boală din lume ca incidență după caria dentară? Potrivit site-ului viatasisanatate.com, oamenii de știință susțin că anemia este atât de frecventă din cauza că tot mai multe persoane renunță la hrana sănătoasă în schimbul alimentelor procesate. Ca să aveți câteva exemple, legumele din sere nu sunt comparabile cu cele cultivate în grădină. Carnea procesată în fabricile de mezeluri nu este la nivelul celei a animalelor din gospodărie. Lactatele procesate în fabrici sunt mult sub calitatea laptelui obținut de la vacile din grajdul săteanului. În concluzie, omul modern se hrănește cu produse alimentare sărace în substanțe nutritive, care conțin și adaosuri de chimicale nesănătoase pentru organism. Nu este de mirare că anemia are o incidență tot mai mare în toată lumea. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!